Extinderea rețelei de gaze naturale continuă în drobeta Turnul Severin. Se lucrează de zor pe străzile Antonini și Calonfirescu, în ciuda vremii nefavorabile. În perioada următoare și alte artere importante ale orașului vor intra într-un amplu proces de introducere a rețelei de gaze naturale. Lucrările de extindere a rețelei de gaze naturale continuă în drobeta Turnul Severin. În această perioadă se lucrează pe străzile Antonini și Calonfirescu. Locuitorii din această zonă vor putea să se lege la rețeaua de gaze naturale după finalizarea lucrărilor. Pentru a se racorda la rețeaua de gaz, oamenii trebuie însă să-și instaleze centrale în locuințe, ceea ce generează costuri suplimentare. În ceea ce privește autoritățile locale, dezideratul lor este ca rețeaua de gaz să fie trasă pe cât mai multe artere, așa că în perioada următoare și alte străzi vor intra în procesul de introducere a rețelei de gaze naturale.